Rezultatul este remarcabil, mai ales că a fost obținut într-o companie redutabilă. Pentru noi e o onoare să fim pe podium. Elevii au fost pregătiți, au fost motivați, au muncit, rezultatele sunt în meritul lor. Cea mai mare realizare a viitorilor pompieri este locul de 3 la mini-fotbal. A fost o experiență frumoasă, m-am concentrat foarte mult pentru acest campionat, am muncit din greu, am dat seama că e ceva special. Și chiar mi-am dorit să câștigăm. Normal, toți am vrut să câștigăm locul întâi, dacă atât s-a putut. Anul viitor vom încerca mai mult. Șansa ne-a lipsit pentru a reuși mai mult, nu am avut noroc, am jucat foarte bine, am fost o echipă unită, dar șansa, pierzând în semifinale la penaltiuri, m-am condus cu 1-0 până în ultimele minute, ne-au egalat și, din păcate, ne-au bătut la penaltiuri. La penaltiuri șansa e, norocul. Da, lipsit mai mult. Înțeleg că a fost și prima dată când ai jucat în formula asta. Cum a fost să le fii capitan? Păi, nu știu, ne înțelegeam toți foarte bine, suntem un grup unit și asta, nu știu, mi-a dat o siguranță. La înălțime au fost însă și viitorii pompieri care au participat în probele de atletism sau judo. Pentru mine a fost un concurs frumos, a fost o experiență frumoasă. Locul 2 a fost un loc frumos pentru mine, pentru prima participare la judo, n-am mai participat niciodată, am făcut lupte. N-am reușit să mă duc mai sus, deoarece au fost alți concurenți care au făcut acest sport de performanță și înainte. Și pentru mine e prima dată când am participat la un asemenea concurs și de viteze și de asemenea învergură. Pentru școala de pompieri, de altfel, rezultatele bune obținute la competițiile organizate de Ministerul de Interne au devenit deja o obișnuință. Luna trecută, la un festival cultural, elevii de la Boldești au obținut 2 premii întâi.